n-am nimic interesant de zis. Pur și simplu am vrut să mă filmez să zic ceva ca să înceapă vlogul de azi. Începe ziua. Ce? Dar ele nu se hai, văd sau care e cu drumul? Tu te uiți la mine? Mai stai. Vă trebuie să lăsați în cameră, a? Da, mă, nu se văd, aia e combinație. Nu se văd una pe alta? A, da, nu se văd una pe alta? Poate s-au văzut. Opa! S-au văzut, s-au plăcut. Cât de tare e! Cum ai merg așa un pic cu ele? A început să se audă un zgomot super ciudat și nu-mi dăm seama de unde e. Plouă afară, frate, zici că plouă cu cascade. Hai să-și luăm. Să haide. Oh. Astea sticluțele alea de le-am avut la petrecere în Timiling. Și uite, mai avem medicamente. Medicamente. Doamnelor și domnilor, o Tesla. O să încep să introduc în vlog două chestii noi. Prima ar fi chestiile mișto ale zilei. Clipulețe, poze, campanii, chestii mișto care îmi plac și pe care aș vrea să le împărtășesc cu voi. Iar a doua sunt discuțiile puțin mai serioase. Începem cu chestiile mișto ale zilei. Prima chestie mișto este clipul acesta care rulează aici pe fundal. Internațional mi l-a dat după dezbaterea dintre Hillary Clinton și Donald Trump. Niște băieți au tăiat atât de bine clipul încât ai și chestia asta. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. A doua chestie mișto a zilei este reveal-ul acțiunii de ieri. Nu știu dacă ați văzut pe Facebook, dar au circulat foarte multe poze cu niște locuri de parcare improvizate prin București. Și astăzi a apărut reveal-ul, care evident era o campanie făcută de un băiat pe nume Radu Boieru, împreună cu mai multe organizații, publicații, chiar și Primăria Capitalei este implicată, observ. Mai exact, pare că peste tot este campania și, mă rog, vreau să semnalizeze faptul că se parchează cam haotic prin București. Dar e puțin ironic, având în vedere că Primăria este partener la această acțiune, pentru că primăria ar trebui să obțină locuri de parcare, să creeze locuri de parcare pentru șoferi. Adică nu ai cum să critici dacă nu faci nimic, din punctul meu de vedere. În fine, asta e campania, astea sunt pozele, e ușor inspirată după o chestie făcută de Jeep prin 2013. Dar, mă rog, să zicem că s-a vorbit foarte mult pe internet despre. A treia chestie mișto e că bunul meu prieten, Claudiu Butacu, l-ați mai văzut pe aici pe vlog, face chestii mișto de obicei. Este acum în Istanbul, la Congresul Mondial de Energie, unde reprezintă România și vorbește despre viitorul energeticienilor din România. Bănuiesc că prezintă și proiectul lui, la care a lucrat Casa Evden. Ideea e că la congresul ăsta sunt niște nume de genul Vladimir Putin, ministrul de energie al Arabiei Saudite. Și, by the way, am aflat cu ocazia asta că industria energetică din Arabia Saudită produce anual peste 3 trilioane de dolari. Adică, cam cât am eu în bancă. Mai e și Erdogan. E o gașcă frumoasă, selectă și important e că Claudiu este acolo și reprezintă România și sunt mega, mega mândru de el. GG, bro. I-am zis ceva pe WhatsApp, sper să facă și el un filmuleț să zică ceva, să ne transmită ceva de acolo. Salutări din Istanbul, aici ne aflăm la Congresul Mondial de Energie. Ce se întâmplă aici? Sunt top 100 lideri din energie din lume, așa că ne-am întâlnit cu mai multe persoane din toate nătățile să reprezentăm România pentru a dezvolta mai multe task force-uri pentru a face ceva pentru planeta asta. Așa că am un mesaj aici pentru voi în spate. Hi, 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 Hi,
Da, și ei sunt doar o parte, suntem undeva la vreo 1000 de oameni aici. Pur și simplu este minunat. Ok, acum urmează discuții serioase. Să înceapă discuțiile. Hai să încep pe vlog să vorbesc despre chestii un pic mai serioase. Iar prima dintre aceste chestii serioase este despre asumatul greșelilor. Eu mi-am dat seama de faptul că cel mai ușor în viață e să spui adevărul și să admiți când greșești. De exemplu, fie că mă cer cu Ionesca și, mă rog, e din cauza mea, găsesc tăria și maturitatea de a accepta când greșesc. La fel și la birou, când fac o greșeală sau un ca blogger. Am făcut greșeli, am scris niște prostii și mi le-am asumat și am recunoscut că am greșit. Nu am avut niciodată, tentativa asta de a băga sub pereți și greșeala și de a zice nu, eu am dreptate tot timpul. Și am zis chestia asta la multă lume, inclusiv astăzi, Georgiana a trecut printr-un episod asemănător, de fapt, ieri și astăzi, și a dus mașina în service, cei de acolo n-au făcut treaba bine, după ce și-a luat mașina, a pornit să bage căldură în mașină și s-a umplut mașina de funingine și când i-a sunat pe oameni să-i confrunte, au început să o dea la întors. Și de aici o să înceapă ea să vă povestească aventura ei la Augsburg militar. Pe scurt, da, deci eram sus mașina în service, am fost să o iau, mi-am dat seama după ce am plecat de acolo că avem o problemă legată de un serviciu pe care l-au prestat ei. Mai pe scurt, în momentul în care am dat drumul la căldură, mi s-a umplut mașina de funingine, m-am întors cu ea, mi-au spus că nu știu ce s-a întâmplat și că trebuie să o las acolo, mi-a dat o mașină de schimb. Iar astăzi urma să-mi aducă mașina mea și să facem schimbul. Numai că astăzi m-au sunat să-mi spună că am de plătit vreo 600 de lei pentru o greșeală de-a lor. Practic, ei când au făcut reparația n-au fost atenți și au stricat lucruri pe acolo. Și mi-au închis telefonul nas spunându-mi că nu mi-aduc mașina, nu-mi dau mașina înapoi dacă nu plătesc și 600 de lei. Și avantajul tău a fost că ei totuși ți-au dat o mașină pe care nici tu nu ai vrut să o duci înapoi. Exact. Dar spune și mie, că Georgiana astăzi mi-a spus toată ziua, a fost un show la telefon. Spune și mie, cred că cea mai importantă fază, cum a spus tipul respectiv de acolo, șeful de service, când ți-a zis că nu ești prima? Da, în momentul în care m-a sunat să mă anunțe, după ce mi-a spus inițial că nu-mi dă mașina, două ore m-am dat cu capul de pereți, cu ghilimele de rigoare, am sunat la poliție, la OPC, am vorbit cu un avocat, în fine. M-a sunat să-mi spună că s-a hotărât să-mi dea mașina și că dacă nu avea nevoie de mașina de schimb pe care mi-a dăduseră ei, ca de aer, nu mi-ar fi dat mașina mea niciodată, pentru că nu sunt nici prima și nici ultima clientă căreia i-au făcut chestia asta sau căreia o să-i mai facă chestia. Deci Georgiana și-a dus mașina în service să-și facă revizia. Băieții au făcut service-ul, da, au făcut toate cele, au schimbat și când a plecat, mașina n-avea problema asta, intră o funingine în mașină. S-a întors cu ea, le-a lăsat-o acolo, ca ei să repare ce au stricat, iar a doua zi cereau bani pentru asta. Augsburg militar. O să găsiți în descriere un articol pe care l-am scris despre ei, pentru că Google trebuie să țină minte articolul ăsta și mi-ar plăcea să fie distribuit de cât mai multă lume, pentru că este absolut inadmisibil ce s-a întâmplat și cum au tratat-o pe Georgiana. Eu astăzi eram la doi pași să mă duc acolo și să fac o prostie. Așa că citiți articolul. Și că despre chestia asta cu asumatul, frate, cu toții greșim. Greșeli mai mari, greșeli mai mici, dar nu e deloc sănătos pentru viață în general să nu admiți când greșești. E doar așa poți să te schimbi și să-ți îmbunătățești skill-urile la care you suck. Așa gândesc eu. Ce frumos e Sasha. Și Sasha gândește la fel. Cred că acesta a fost vlogul de azi. Da.